Să invităm și pe ăștia viral, dracului, de la Antena 3, că nu mai vin odată. Îi așteptăm în fiecare seară și uite că nu vin. Bă, de câte ori intru în studio, mă uit către scaunul ăsta. E un scaun absolut impecabil, să știți. Pregătit, e minunat, ce să mai... De-abia îi aștept, bă, fraților, vă spun de acum, dacă nu veniți. Deci aștept așa, variantele sunt așa. Varanul. Hai, Camelia Voiculescu. Gâdea. Badea și, hai, eventual mai admit Oana Stancu. Bă, dacă niciunul din ăștia cinci, te vă spun clar acum, nu se prezintă aici pe scaunul ăsta, îi dau cât? Cât mi-au dat și mie nemții atunci viză. 30 de zile. Da? Dacă 30 de zile, cât se demastă 17 octombrie, hai până la 1 decembrie vă dau rotund. Nu veniți, în fiecare seară vă voi face lași, impostori și așa mai departe. Da? Ăsta e Giovanni Becali. Și o să vă spun la sfârșit, cum vă spunea și Bendeac, ieși acasă. Da? La fiecare dintre voi, dacă nu o să veniți. Aveți la dispoziție 40 și ceva de zile să vă prezentați. Măcar unul dintre voi să salveze onoarea. Nu se mai poate așa. Avem nevoie de dialog, avem nevoie de structuri. Băi, frate, să discutăm și să fim pe placul publicului care de-abia așteaptă o confruntare de idei, de proiecte.